Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova! Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Suntem din nou împreună și vom ajunge imediat în teritoriul literaturii, văzută de un eseist de marcă, critic literar și autor de cărți referențiale. Noi obișnuim, cel puțin eu obișnuiesc, să-i spun și să-l etichetez pe invitatul nostru de astăzi, cunoscutul Claudiu T. Arieșan, ca fiind un enciclopedist. Nu exagerez absolut deloc. Este atât de cult, știe atât de multe din zonele adiacente literaturii, deci din cultura largă, poți să faci un subiect, o conversație absolut interesantă, cu trimiteri la literatura universală, la antichitate, cu citate din latină, încât vă asigur oricine ar fi absolut fermecat și gata de admirație. De aceea îi spun cu grăbire: bine ai venit în emisiunea noastră, nu mai fac alte precizări decât că este om de televiziune, realizează de peste 10 ani, cred, o emisiune la TVR Timișoara în care cultura și spiritualitatea sunt văzute din unghiuri diferite într-o formulă absolut specială. Deci este și jurnalist și aș mai adăuga faptul că e un excelent cadru didactic. Predă la universitate, susține conferințe cu sălile pline și dacă am lua în calcul fiecare dintre aceste paliere unde Claudiu T. Arieșan este un nume referențial, ne-ar trebui cel puțin 2 ore de emisiune. Așa încât am să-mi permit să îl rog să accesăm doar palierele care vor încăpea în discuția dintr-o oră. Bine ai venit cu aceste cărți de autor. Vă asigur că nu sunt toate, desigur nu sunt toate, sunt cele mai noi, și ca editor la Data Group, iarăși o editură referențială literară pe literatură profilată, lucrurile ar putea să înceapă într-o discuție pe foarte multe direcționări apropo de carte. Ideea de carte ar fi subiectul esențial. Pornim de aici. Cartea este până la urmă o emblemă a culturii universale și chiar dacă aparent se citește mai puțin acum, manualele, cărțile din care învață fiecare copil al acestei planete, dacă are norocul să o facă, bineînțeles, instrucția, dezvoltarea sa umană, culturală, spirituală, cum frumos spuneai, și religioasă, țin până la urmă de accesul și de dorința sa de a intra într-un univers foarte bogat și plin de învățăminte, plin de căldură, de tehnici, de memorare. Cartea este până la urmă o parte din hrana noastră cotidiană. Și din viața noastră din totdeauna. Fără carte n-ar fi istorie. N-am avea noi o istorie. Pe ecran rulează și titluri pe care le-ai girat să fie editate, dar și propriile titluri. Voiam să menționez, cu ajutorul a ceea ce știi din întreaga și vasta cultură pe care o ai, faptul că astăzi, chiar dacă se citește mai puțin, se publică foarte mult. Este adevărat, e o beție, așa ar fi spus Titu Maiorescu, nu de cuvinte, ci de cărți, pentru că fiecare își poate edita în regie proprie creațiile, să nu le spun altfel. Dacă dorești și cartea de telefoane, poți să o reeditezi, că nu mai e la modă și așa în vremurile noastre, da, și să o semnezi cu numele tău. E un grad de autonomie care nu face întotdeauna bine. Pe de altă parte, asta voiam să întreb. Nu totdeauna e perfect. Nu totdeauna e face bine. Mi-aduc aminte că înainte de 90 era doar o singură editură în România, Litera, unde se scoteau cărți în regim propriu, dar acum sunt foarte multe. Dar și acolo erau niște exigențe. Așa, de calitate. Și acum multe dintre ele au dispărut în totalitate. De aceea brandul Data Group, pe care l-am gândit la interferența dintre tehnologia modernă, uite cum arată zona lui de inferență, la interferența dintre tehnic și cultural, literar, și-a făcut cele aproape 100 de titluri ce au apărut până acum, în ultimii ani, un merit din calitatea extraordinară a autorilor. Am mai spus la această emisiune și în alte părți, sunt scriitori foarte tineri, sunt autori care au debutat majoritatea la noi și au devenit scriitori ai editurii noastre, astfel. Au devenit în timp, după ce au trecut de selecții în care erau 30, 40, 50... Există o selecție? Sigur că da, o selecție făcută de specialiști, foarte multe manuscrise, pentru că suntem printre foarte puține edituri din România care nu cer debutantului să vină nici cu banii de acasă, cum se zice, dar nici cu recomandări de la un alt autor. Sunt unii care au ajuns la noi în a 7-a, 8-a instanță după ce importante edituri, sau mai puțin importante, i-au refuzat, întrebându-i mai întâi, aproape absurd, câți bani are și ce a mai publicat până acum, el fiind debutant. Deci e o poveste fără sfârșit. Dar aveți renumele deja, că îi ajutați pe tineri să facă primii pași în literatură. Ca să ajung acolo trebuie să spun că nu suntem exclusiviști, adică e vorba de calitate până la urmă și mari scriitori ai Banatului, precum Titus Suciu, Constanța Marcu, Lilia Ardelean, puteai foarte bine să fii și tu în rândul lor. Da, dacă mă așteptați, vin. Sigur că da. Au publicat la noi, deci nu vârsta este criteriul, ci valoarea, însă sunt foarte puține mâini întinse către tinerii scriitori. Și Harry Lot, patronul și omul cu deciziile importante din editura noastră, vrea să facă o poveste de succes din această familie de autori care rămân foarte fideli, care nu mai vor să publice în altă parte. Sunt unii la fideli, al 6-lea, al 7-lea volum. Iată, Misterele Zarondie, care avem aici pe masă, ați văzut mai multe volume. Vlad B. Popa, uite, Traian Grozăvescu, am făcut o minunată monografie cu doamna Stancovi. Deci personalități ale Banatului au vrut să apară în leitura noastră. Foarte multe, ne apropiem de această perioadă minunată a lui Martie, suntem la începutul lui Martie. Foarte multe domnișoare și doamne au publicat la noi. Iată, da, pomeneam pe... Foarte multe... Asta este cartea mea, ediția 2, istoria comicului. Remarc condiția grafică, așa cum spuneai, avem și un autor este de primul impact, excepțional, așa e, vizual, așa și contează. Așa e și contează foarte mult. Foarte mult, mai ales că li se adresează tinerilor. Standurile noastre sunt foarte bogate, foarte luminoase, foarte generoase. Chiar și am văzut că participați într-adevăr și la Gaudeamus. Am fost și la Gaudeamus și la Bookfest Timișoara, Bookfest București. Da. Fiecare autor, fiecare carte are poveste. Uite, la Popa cu fica sa, tati. Elena Dulța a fost multipremiată în Republica Moldova, fiind imagine, a fost o carte de referință. Uite ce frumos! La fel, Simona Apocrit, Teatru în stomac. Acum ea a trecut la altă editură. Dorin Radu este un autor excepțional din București, Tovarășa Singurelu, o evocare a lumii dinainte de 90. Andrew David Simionoi este un element de forță al liturii, ca și Dani Corban, unul dintre cei mai vechi autori ai noștri. Iar Gelu Achiși s-a specializat, iar Misterele Zarondie, în romane de acestea, în zona SF-ului, care aduc un aer foarte proaspăt, pentru că ele seamănă și cu gardienii Universului, seamănă și cu Star Wars și cu Star Trek, dar cu eroi români, cu tineri copii care călătoresc în cosmos, iar Gelu este un fenomen, deci asta un ardelean. Așa e o tendință, e un trend. Da, e absolut. Nou, Gelu are deja vreo 2000 ceva de pagini publicate, este un fenomen al culturii noastre tinere. Deci merg pe linia asta tinerii la science fiction. Absolut. Cântecul Zăpezilor, Misterele Zarondie a fost ciclul, acum Dalidan Zartas, iată, tot unul din volumele sale. Iar Vlad Popa este de asemenea un autor extraordinar de versatil, care pe de o parte are evocări ca Sina, prințesa draculilor, în același registru SF, are însă și niște povestiri de sub papuc care au fost vândute în zeci de mii de exemplare, excepționale. Unde? Povestiri aici, comice. În România? În România, da. S-a vândut atât de bine. Da, de-a lungul anilor au fost extraordinare. Acum a fost reeditat, iar anul acesta, la Bookfest Timișoara, a cutezat, după un deceniu, să scoată povestiri de sub papuci, pentru că în momentul de față, zice el, nu e doar soția, e și o fetiță care îl nu e chiar exact. La el o face cu umor, este îndrăgostit de rudele și de familia și sa. Și este o carte pentru care vârstă? Toate vârstele. Toate vârstele. Toate vârstele. Bineînțeles, mai puțin pentru copii care ar putea să se simtă atacați, dar în rest e o carte de umor prin cele mai bune care s-au scris în România de azi. În zona asta a umorului, și tu ai scris despre această zonă studii referitoare la Caragiale. Cartea lui Vlad Popa aici. Da, este, așa arată. Da, povestiri de sub papuc aici. Dar e foarte interesant ce spui și că s-au vândut în mii de exemplare. Asta sună... În 2013 a apărut, deci deja are 11 ani, dar sună așa este, pentru că noi avem și o politică deosebită de difuzare. Pe lângă participarea la aceste târguri importante, se fac reduceri reale, deci de 40-50% la cărți. Da? Da? Și atunci, de regulă, lumea care vine la noi, lumea care vine, iată, Teodora Vescan, despre Morți numai de bine, despre Vin numai de rău, două volume din 2022-2023 care au făcut senzație. E una din cele mai interesante autoare tinere. În pandemie continuați să lucrați? Ați continuat să lucrați? Da, am continuat să lucrăm, n-am putut participa la târguri, dar s-au scris multe cărți. Am văzut povestire de sub papuc, aici Dani cu povestiri de la Olanu, cartea lui de debut. Și de asemenea îl avem pe Liviu Chifane, care este un autor din Delta, un profesor minunat de română și latină, și care publică la Timișoara, va fi prezent chiar la Timișoara cu noul lui roman Cercuri. Sparg Nuci este o carte minunată și 3 volume de romane pentru copii, romane poliție în genul Cireșarilor, iată, eroi din întâmplare. Asta, da. Care cred că au o trecere. A avut lansări cu sute de exemplare, nu exagerez, sute de participanți și de exemplare vândute. Literatura pentru copii vine deci în forță, cu alte, adică se reiau niște tematici potrivite cu starea copilăriei. Iată, din 2019 începând, volumul 1, Eroi din întâmplare, din Soare de Marte, a doua a fost Invazia gândacilor, 3 este Manuscrisul misterios. Avem și, iată, Mircea Moroianu, Frumos dezechilibre, care va fi prezent cu o nouă carte minunată, super ok. Mircea Moroianu este un autor din București care face teatru. Piesa lui a câștigat un important premiu în 2016 la debut și a fost jucată deja la Teatrul Național și online la Teatrul de Comedie. Deci va apărea acum textul într-un volum autonom. Da, interesant. Deci apar și tineri dramaturgi. Da, tineri dramaturgi. Pentru copii, Mircea Moroianu este science fiction, este remarcabil. Și toate genurile. Asta e, zicem noi, cei care, mă rog, știm cam cum se scrie. E un lucru formidabil. Dramaturgie nu poate să scrie oricine. Absolut. Simona Apocrit, Teatrul din stomac, era tot așa. La fel, soția... E foarte bună și în proză, Simona Apocrit. Iar Mircea Moroianu este secondat, iată, de anul trecut de soția lui Adriana. Să scrii teatru la o vârstă tânără nu înseamnă decât talent. Și să fii și promovat și să ai și succes, este extraordinar. Să ți se joace piesele, nu? E foarte mare lucru. Avem și cărți de filozofie, deci și cărți didactice. Gabriel Vacariu și cu fratele său au scris o carte despre sine, cu Mihai Vacariu, nume bine cunoscute. Au scris despre Tarkovski, despre zona politicului. Înseamnă că peisajul de titluri în Timișoara este foarte divers, foarte bogat, dar după cum te văd, radiază, auzi, până în Delta, până la București, până în Republica Moldova. Manuscrisele vin online și noi nu avem criteriu regional. Iată, chiar suntem bucuroși că în acest an avem, după câțiva ani de pauză, o tânără, foarte tânără autoare, studentă în anul 2 la litere, Carina Băncescu, poetă minunată, dar și prozatoare excelentă, care debutează cu o carte despre iubire, despre Cântecul inimii mele, pentru că e și interpretă muzicală, e o muziciană desăvârșită, e un copil... Ce este? Proză, poezie? E proză, dar foarte poetică, aș vrea să spun. O proză poematică, așa, da. Poematică, da. Și va avea și ea lansare tot acum în sâmbătă, în 23 martie, Bookfest-ul va fi 20, 24, 21-24 va fi la Timișoara. Foarte, da, foarte interesant. Vom avea 6 titluri noi, deci spuneam Carina Băncescu, da, Mircea Moroianu cu Super OK, apoi un autor nou, Viv Infernum este titlul, Costinu Neață îl cheamă, bineînțeles un nou titlu al lui Gelu Achiși din trilogia Dalidan Zartas, al treilea din cele 4, și Liviu Chifane cu Cercurile sale ne onorează, plus Vlad Popa cu volumul 2 din Povestiri de sub apă. Plus cărțile care au apărut în precedenta perioadă și după aceea, imediat, vă pregătiți pentru Bookfest-ul București, unde mai avem 6 titluri, noi, pe lângă acestea, deci 12 titluri. Te referi la Bucureștiul din noiembrie? Nu, la Gaudeamus, noi mergem de regulă, la Gaudeamus am fost în premiera toamna trecută, dar mergem totdeauna la Gaudeamusul din mai-iunie, sfârșit de mai, început de iunie. Da, e o producție foarte bogată. Acum să trecem totuși la invitatul nostru, așa se cade și de aia l-am solicitat de altfel, la cărțile lui. Claudiu, ai timp, pentru că probabil știi o tehnică încât ziua are mai multe ore decât 24 și reușești să faci foarte multe. Să fii și la facultate, să fii prezent și la filiala Uniunii Scriitorilor, unde prezinți diversi autori, să fii și autorul propriilor tale creații, să îi publici și pe alții. Hai să ne referim puțin la cărțile pe care le-ai semnat de curând, mai de curând. Este cu care o preocupare. Nu, acestea sunt ale mele, nici nu le-am adus, pentru că nu-mi doresc să fac. Am mai discutat despre ele aici cu tine și la alte emisiuni și la Trinitas și pe TVR. Vreau să enumăr doar zonele de interes și, într-adevăr, titlurile care se profilează. Preocuparea mea pentru comic, umor, râs este bine cunoscut. Am debutat cu hermeneutica umorului simpatetic, o teză de doctorat începută cu venerabilul profesor Eugen Todoran, primul rector de după 90, continuată cu profesorul Simeon Mioc și concretizată într-un prim volum, urmat de geneza comicului în cultura română, dezvoltarea primei variante, și acum istoria comicului românesc, cele 2 volume pe care le-ați văzut. Sunt 4 cărți, plus între Surâs și rugăciune, o carte a de la Universității de Vest, foarte frumoasă, în care zona patristică, zona teologică este mai mult implicată în discuția dintre umor și așa. Acum să le luăm pe rând, ne oprim puțin la cele 4 volume care se referă la comic. Să înțelegem din start, comicul e o problemă foarte serioasă. Extrem de serioasă și nu există mari filozofi, mari gânditori care să nu se refere. Ca element component al existenței umane, comicul, cum îl definești? Nu este ceva superflu, ceva superficial, ceva care marchează doar o secundă. Ține cumva și de structura psihologică. Ține de sănătatea psihologică, să știți. Da? În lumea anglosaxonă, omul fără umor e considerat cu mari probleme, cu handicap emoțional, dacă nu chiar și mai rău. Trebuie să începi fiecare discurs cu o glumă care poate fi o punte de captarea bunăvoinței și a simpatiei celui din fața ta. Dar, în opinia mea, și nu numai a multor specialiști, e cea mai sănătoasă manifestare a psihicului uman, cea care regenerează cel mai mult. Eu vorbesc de umor simpatetic, adică care ne ajută și compensator, care ne ajută să trecem peste lucruri altfel insuportabile. Nu ne referim la cel care are suliți și rănește. Nu, 100 de pagini această carte, de aproape 600 de pagini, e dedicată diferențierii dintre categoriile comicului. Satira este o formă de biciuire a moravurilor, ironia este o formă de superioritate, sudden glory, cum spunea Hobbes sau Hume. Era grotescul, caricaturalul, toate sunt categorii, cum să zic eu, maligne. Majoritatea care implică un soi de dispreț. Există un râs rău, un râs al celui rău, al demonului, însă încă din cultura ebraică sunt două cuvinte complet diferite, lac, care este râsul demonului când își bate joc de oameni, și Ișachel, Dumnezeu a râs, care este numele lui Isaac și care înseamnă surâsul pe care Dumnezeu ni l-a dat umoristic. Umorul este categoria care n-a fost identificată de antici, dar care exista încă de atunci, în care surâsi cu bunăvoință, cu căldură, cu empatie față de ceilalți, nu-ți bagi joc de el, ci doar le spui celor din jur că trebuie să-și trăiască viața frumos și că împreună sunteți mai puternici. Nu îl distrugi, ci îl valorizezi. Dar are o bază de înțelepciune umorul. Și adevărul este acesta că la care te referi. Da, se bazează pe înțelepciune și pe capacitatea de a trece. Să știți că în repertoriu snoavelor români sunt cei mai bogați din lume. Deci cei mai bogați? Da, da? Avem atâtea tipologii, câte numai ucrainenii au imediat după noi, dar la ceilalți sunt la mare distanță. Avem mii de tipologii de snoavă. La fel, bancurile politice care ne-au ajutat să ne salvăm atâta vreme, strigăturile, anecdotele, și doar de structură. Da. Că, scuze că te întrerup, dar vrem să precizăm. Mă gândeam la teatru popular, mă gândeam la tradiția populară când la nunți, la diverse sărbători se spuneau strigăturile diverse, acestea, da, care diverse, sunt... mă rog, alcătuiri în versuri, în proză, care aveau nuanță umoristică, dar... Erau și satirice, puteau, și satirice, nu erau strict pozitive, nu cu răutate, dar nu cu răutate, nu, era o formă de convivialitate. Asta apropo de structură, că ai spus că poporul nostru are cele mai bogate... Da, și sunt savanți care susțin că doar poporul evreu a mai avut o grijă atât de mare pentru valorizarea umorului profund, pentru că și el a avut o istorie, știm foarte bine, atât de tulburată și de chinuită, fără un umor permanent, așa, care să permeeze întreaga existență. E foarte greu de trecut printr-o istorie dură, o istorie chinuitoare și lungă. Diferă umorul de la popor la popor? Am aproape iarăși 100 de pagini în care disting categoriile, pentru că cuvântul umor a apărut în 1599, deci în vremea lui Shakespeare. Ben Jonson și Shakespeare în același an au vorbit de humor cu sensul modern pe care îl dăm noi, de atitudine prin surâs în fața vieții, pornind de la teoria lui Hipocrate, cu umorile, știți, cu melancolic, sangvin, coleric, flegmatic, amestecul dintre ele. Dar abia atunci s-a concretizat ideea de humor la englezi, și așa că ei sunt monopolul, într-un fel, umorului de calitate, a rafinamentului umoristic. Umorul englezesc, cred. E o categorie întreagă. Și atunci l-am discutat primul, apoi cel francez, care e special, diferit, ca șampania, spunea cineva, apoi cel german, care are asprimea și forța lui Till Eulenspiegel și marilor Corabia nebunilor al lui Brandt. Sunt lucruri cu totul speciale acolo, Goethe și Schiller. Umor rusesc, care categoriile lui speciale la Gogol, la mari scriitori, la Zoschenko, la Il și Petrov, toate le-am discutat. Spaniol, japonez, asiatic, cu cine Africa. Ne înrudim noi? Cel mai mult cu cel britanic. Cu britanic? Da, cu cel britanic, paradoxal. Mă așteptam să-mi spui că ne înrudim cu popoarele latine. Nu, paradoxal. Și știi cine a sesizat asta? Părintele profesor Dumitru Stăniloae. Are o carte despre ironia și umorul în ființa poporului român. Deci, dai seama, un teolog... V-am spus că nu există... Vede extraordinar de interesant. Și a spus că el n-a întâlnit un popor în afară de englezi, în care românii să fie atât de preocupați să găsească latura aceasta de râsul plânsul, amestecul dintre surâs și durere, dintre amărăciune și bucurie, să nu lase durerea să copleșească. Nu? Da, e o filozofie a existenței, o filozofie existențială, a forței de a rezista. Și de aceea spune el că cel mai aproape la categoria asta, poate că sunt în forme, uneori semănăm cu francezilor, cu italienii, deși umorul italian e foarte diferit de al nostru, la scriitori vreau să zic, Caragiale e foarte balcanic în abordarea lui. umorul lui Eminescu, de pildă, în publicistică și în alte părți, este de un mare rafinament. H2 a fost un umorist desăvârșit. Ei apar ca și capitole aparte în cărțile mele. Dar, pe de altă parte, noi mai avem un lucru cu totul special. Și aici noi, ca și scriitori, membri ai unui scriitorilor și ai filialei Timișoara cu multe participări acolo, putem sublinia, pentru că am constatat asta chiar și la colegii noștri, la noi umorul acesta bun, fin, a intrat în critica culturală și literară. Dar noi cei mai buni critici, Călinescu, Lovinescu, sunt Manolescu, Eugen Simion, sunt și foarte buni umoriști. Maiorescu era ironic, Maiorescu era cu scalpelul. Da? A încercat să impună modelul ăsta în cultura română, n-a ieșit. N-a mers. Nu, urmașii lui au dat-o iarăși pe modelul Heliade Rădulescu. Scrieți, băieți, numai scrieți. Exact, deci după aia vedem noi. Așa. Ironia merge într-o cultură mare, în cultura germană se practică, s-a practicat în mare vogă. Noi merge observația mai... Nu poți să-l elimini din cultură, din literatură pe cineva la prima carte. La noi este o dogmă a criticului literar. Trebuie să-i dai șansa să mai încerci odată. E bine, e rău, asta e realitatea. Deci nu facem aici valorizări, dar realitatea este că la noi critica este amuzantă și amuzată. Dar mi se pare o chestiune foarte particulară. Așa este. Pentru cultura noastră. Foarte. Mie mi s-a părut, de aceea teza mea de doctorat, de asta se ocupa de hermeneutica umorului în critica literară românească din secolul XIX. Aici este, i-am zis, particularitate, putem să-i spunem unicitatea studiilor tale. Da, pentru că nu a existat o comicologie românească. E o știință, dar eu am fost primul care am aplicat-o pe cultura noastră și am făcut descoperiri extraordinare, deci de studii dedicate umorului, pierdute, îngropate prin... Până și o monografie, L'umorismo romano, scrisă de un italian, de Gino Lupi, despre care nimeni nu știa nimic, nu era citată niciunde. A apărut într-o perioadă grea de război, în 40 ceva, și a rămas uitată. Am citat din ea, am găsit o monografie... Umorul românesc al lui Petru Locustean, 1915, o antologie masivă, foarte interesantă, cu un studiu introductiv absolut remarcabil. Apoi am găsit un studiu al lui Călinescu care nu fusese reeditat, abia acum, după ce l-am semnalat, eu a apărut într-o... Se numea, a apărut în ziarul Vremea, tot așa, prin 45-46, se numea, fii atentă, Criticul ca humorist. Extraordinar. Și după ce am lucrat, după ce am lucrat 3 sau 4 ani pe teza asta, am găsit acolo, ca totdeauna, formulările divinului Călinescu. Dar bună parte din ideile mele erau schițate acolo. Da. Pentru că e realitatea. E o realitate, și a trebuit descoperită, iată, încă o dată. Foarte interesant. De-am spus de la bun început să nu se creadă că este un lucru ușor. Umorul e o chestiune de existență, de structură existențială și psihologică. Și vreau să spun că anul acesta, în 2023, când Timișoara a fost onorată de titlul de Capitală Europeană a Culturii și a încercat și să-l onoreze cât de bine a putut, cel puțin Universitatea de Vest a făcut tot ce a putut în acest sens. Au fost prezenți 5 premianți Nobel și au fost prezenți scriitori de talie mondială. Adică, ca maestru de ceremonii la UVT, am avut șansa să-i fac, în ghilimele, împreună, bineînțeles, cu domnul rector și toți colegii mei, doctor honoris causa, pe oameni ca Orhan Pamuk, care este un titan, cel mai bun scriitor turc din toate timpurile. Din toate timpurile. Da, e considerat, da. Așa este, voga lui este uluitoare. Apoi Pascal Bruckner, scriitor francez formidabil, autor Lunilor de Fiere, după care Polanski a făcut un film memorabil cu Hugh Grant. Un mare filozof, apoi german extraordinar, Peter Sloterdijk, Critica rațiunii cinice, care e o carte istorică. Toți au fost în aula mare a Universității de Vest și au ținut și conferințe. Unii din ei chiar la operă, ca Bruckner, alții doar acolo la UVT, dar în 2 amfiteatre deodată, cu așa, sute și sute de oameni. Deci noi învățăm literatura și pe viu. Să vină la Timișoara, absolut, e mare lucru. Absolut. Și să și vorbească cu noi, să fie, accepte întrebările noastre. S-au vândut în perioada aia nenumărate cărți, pentru că lumea le lua ca să primească autografe. A fost o... Să ai un autograf de la asemenea personalități. Așa este. Nu e puțin lucru. Faptul că tu ai organizat, că ai mers pe linia aceasta și ai organizat diverse întâlniri tematice, cu personalități foarte importante. Deci darul pe care eu am împreună cu Consiliul Județean, cu Alin Nica, cu Mihai Neamțu, prietenul meu binecunoscut și ca om de cultură și ca politician, dar noi am făcut doar cultura aici la Timișoara. Așa, da. A fost să aducem în această perioadă, am început din octombrie 2022, cei mai buni vorbitori pe care am putut găsi și primi din cultura noastră, din toate domeniile. Așa că a fost aici Adrian Cioroianu, a fost aici vicepreședintele Academiei Române Mircea Dumitru, a fost aici părintele binecunoscut Constantin Necula. Așa. Toți în conferințe de câte 3 participanți, nu câte 2, pentru că așa am zis că trebuie să dăm contur întâlnirilor noastre. Adrian Papahagi, minunatul profesor extraordinar, pe care îl poți asculta clujan, da, indiferent, ore în șir. Toți au fost la sala multifuncțională a CJT, tot așa cu săle arhipline, cu sute de oameni care au învățat pe viu și care au învățat după un model pe care eu l-am propus împreună cu Alin Nica, acela al revenirii la structurile platonice și ciceroniene. Eu sunt filolog clasic ca structură și nu am văzut niciunde în cultura clasică, autentică, un conferențiar, adică de astea nu ies dialogurile lui Platon și al lui Cicero, pentru că adevărul iese de la măcar doi cum suntem noi acum, dar ideal este de la 3 în sus. Da. Pentru că 3 sunt de regulă opiniile puțin diferite. Da. Sau măcar 2, dar cu un mediator între ei. Să existe posibilitatea. Și atunci asta, am rupt cumva bariera aceasta a afișelor românești cu un conferențiar, maxim 2, Liceanu și Pleșu, care povestesc. În cazul de față nu încape nici o clipă de plictis. Nu, n-a fost. Și vreau să spun că bucuria noastră este că 10 de evenimente de atunci, de un an jumătate de când am început noi, ne copiază și suntem bucuroși de asta. Deja e plin de afișe cu 3, cu 4, cu 5 conferințe. Au preluat, dar au simțit importanța. Au simțit importanța, da? Și au văzut și impactul. Impactul că trebuie să fie, da, într-adevăr, când sunt 2 și mai ales 3, ideile se evidențiază tocmai prin contrarii. Și acum se cheamă un medic, se cheamă un psiholog, se cheamă un artist, se cheamă și un moderator și iese și în felul ăsta bine. Învățăm, mă gândesc la tânăra generație care participă la aceste conferințe, învățăm și eleganța susținerii unei idei, a unui principiu, eleganța în sensul bun al cuvântului, fără să fie supărare, fără să fie ură, ciudă. Cadascăl, la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, unde sunt titular, dar și la facultățile de Artă și Design, unde predau, și la Facultatea de Drept, la secția de Teologie. Am multe ore și țin la ele, le fac cu mare drag. Marea mea suferință și ce am încercat să compensez în acești ani este absența aproape desăvârșită, cu minime excepții, undeva pe la drept se mai face și puțin de tot în alte părți, a retoricii. Eu am lucrat 20 de ani pe retorica aceasta clasică, pentru a-mi șlefui modul de exprimare. Nu poți să fii filolog și să te încălcești în îuri și ăuri și pauze și să bălăbănești cuvintele, că în fond trebuie să ai idei clare. La noi, la români, se vede asta în intervențiile de la televiziune, senzația că dacă vorbești e oricum ok, e o mare problemă. Nu e chiar așa. Mesajele ajung mult mai bine dacă tu reușești să le dai un contur proaspăt, să nu te repeți, să poți gândi cum faci adevăratul retor cu câteva fracțiuni de secundă înainte de a rosti, ca să poți înlocui cuvântul nepotrivit cu cel mai bun, să găsești varianta optimă de intercalare a unor idei și să nu-ți pierzi firul. Adică foarte mulți încep de undeva, termină în 3 părți. Da, bine, pentru asta trebuie întâi un eșafodaj, să zicem, cultural, apoi faptul că îți trebuie și o inteligență mobilă să poți imediat să te adaptezi la ceea ce urmează să spui. Așa este. Și mai e ceva, să-ți placă lucrurile astea foarte mult. Iată, sau așa de frumoși scriitorii noștri, că mi-e drag Cristin Niculcea, de curând a revenit în echipă după o pauză din Craiova. Apoi Mihaela Gheorghe, iarăși de lângă București, Vânătoare, o carte minunată, Livia Ioana Retea. Unii s-au retras, au avut o carte, unii demoni din noi. Vasile Parascheva e un extraordinar artist din zona Bacăului, el al doilea volum. Deci i-a plăcut atât de mult și impactul a fost așa de mare că ne-a mai dăruit încă o carte. Frăția... Revenind la retorică, foarte bine spui, dar noi nu avem ore de specialitate, nici în școală, nici în facultăți. Vechii greci aveau și principiul. Era materie fundamentală. Da, și mai mult romanii. Hai să spunem că romanii, la greci, idealul societății era filozoful, omul care iubește înțelepciunea și o și poate... Dar aveau principiul că dacă gândești frumos, clar și coerent, convingător, exprimi frumos, clar și convingător. Dar la romani, retorul devine idealul societății, nu filozoful, adică bunul vorbitor. Dacă vrei să fii politician, dacă vrei să fii tehnocrat, în ghilimele, dacă vrei să fii... Da, retorica. Se făcea în școala lor 6, 8, 10 ani. Cei mai buni oratori din istoria omenirii sunt romanii, deci Ciceron nu e egalat. Demostene a fost bun, dar nu se compară cu Cicero, care a fost și retor și orator. Sunt două științe diferite. Oratoria este tehnica în care vorbești și cum o faci și modul de exprimare, ești un excelent orator, dar retorica e știința care exprimă cum trebuie să fie un asemenea orator, care sunt părțile discursului, care sunt momentele pe care trebuie să le respecti, ce nu poți să sari, ce trebuie să adaugi. O adevărată știință, da. Și una tare frumoasă, care e bună în toate domeniile, te ajută în orice zonă ești. Păi sunt tineri, le spun studenților mei, care își joacă uneori destinul într-un interviu sau două din viața lor importante. Dacă ei acolo se intimidează, se lichefiază de teamă, nu-și găsesc cuvintele, pot trata, deși ei sunt niște personaje importante, sunt niște personalități în devenire. Pierzi enorm dacă nu ești capabil să-ți învingi emoțiile și retorica asta te învață. Asta învață. Da, te învață să-ți pui mintea, sufletul, pentru că nu te poți preface aici. Aici retorica e jumătate tehnică și jumătate inimă. Ele trebuie cuplate. Și când iese din tine o vorbă, un gând, un cuvânt, omul din fața ta trebuie să fie convins că așa stau lucrurile. Ce te privește pe tine? Nu trebuie să-l convingi pe el. E bine dacă o faci, dar nu e obligatoriu. Dar nu trebuie să aibă dubii că tu spui din inimă și din suflet tot ce spui. Și de-aia e foarte periculoasă retorica sofistică, dar cea falsă, cea care se vinde pe bani, cum s-ar zice, și e practic o făcătură. Cel care, măcar studenții, dacă ar avea câteva ore de acest fel, care ar înțelege și ar învăța, apoi ar exersa, pornind de la faptul ce important este cuvântul și câte nuanțe poate să-ți ofere, în această fluiditate de comunicare, la fel de diversă precum e viața. Așa este. Cum sunt situațiile în viață atât de diverse, comunicarea însăși este la fel de diversă. Da, și e foarte importantă să găsească ecou, nu e o comunicare așa în... Și ce ne place, revenind foarte puțin la autorii noștri, îmi place foarte mult când se intersectează în familii aceste trasee. Iată, soția lui Mircea Moroianu, văzându-l cât e de bun scriitor, s-a apucat și a deschis și anul trecut, ne-a dăruit Neuitarea, o carte absolut minunată. Așa. Iar alți, iată, tineri colaborează, Victor Pavel Achim și Andrew David Simionoi au scris împreună Cerurile Albastre, Black Core, o carte foarte puternică. Citesc doar Nu lăsa pe bufon ce pot face barzii, Sticluța nu merge de multe ori la ceață, deci câteva din panseurile lor, Cu jumătate de tron nu se face un regat, Drumul spre inima lui Aiai e corupt cu intenții bune, și Sarcofagul trece, Cerurile Albastre rămân. Da, și așa se numește cartea. Tineri extraordinar de dotați. Nu exagerez când spun că la Data Group sunt probabil cei mai buni tineri scriitori și când vorbesc tineri vorbesc de 18, 19, 21, 23 de ani. Da? Iar majoritatea au rămas, au profesionalizat. Unii ne ajută acum să edităm cărțile, au devenit la rândul lor corectori, editori de foarte bună calitate. Un proiect foarte sănătos și, zic eu, important. Această paletă foarte largă de preocupări culturale pe care le exersează invitatul nostru care ne onorează, Claudiu T. Arieșan, cu o ținută și o atitudine academică bine cunoscută pe care o are în comportament și în activitate, are totodată și această forță foarte delicat expusă, nu forțat, cum ai spus tu, nu trebuie să-l forțezi pe om să-l convingi, dar reușești prin argumente, prin tonalitate, prin modalitatea de a lega argumentele și ideile în expunerile respective. Continuă acest traseu al conferințelor, da? Da, va continua și anul acesta. Avem invitați foarte importanți. Timișoara este onorată de foarte multe nume. Avem 6 ediții și vor veni în continuare și altele, unele la UVT, altele la CJT. Mai nou, la sfârșitul anului, am gândit o colaborare și cu Universitatea Politehnică din Timișoara, care la rândul ei a avut o serie foarte interesantă de un ciclu mai scurt de conferințe de vară. Încercăm să ne unim puterile ca să oferim cât mai multă calitate în acest domeniu pentru timișoreni, dar și pentru țară. Mai nou, toate sunt conferințe filmate, sunt bine structurate, sunt difuzate și avem mii, iar uneori chiar zeci de mii de vizualizări. Știu că sunt trecute pe mijloacele, exact, și le-am și urmărit. Exact, unele, de curând am fost la o frumoasă gală culturală la Alba Iulia. Cred că 40.000 de vizualizări. Au fost foarte mulți oameni, adevărat că de data asta a fost o distribuție cu vreo 12. A fost un avocat remarcabil cu un podcast celebru, Florentin Țuca, a fost Robert Turcescu, a fost Mihai Neamțu, a fost Paula Serin, care ne-a încântat cu un recital, a fost Maria Coman, care e o vedetă în devenire a muzicii psaltice, importantă. Deci atât de diverse paliere, repete, florilegiul acesta care pornește de la cuvânt, exploatează cuvântul, îl valorifică și îl servește sensurile sale celor care îl exersează sau celor care ascultă, spre încântarea unor persoane care poate sunt și dintre aceștia, care ascultă conferința la un anume moment, are ceva din sau o fragmentează. Unii, am prieteni care la Paris, în alte părți, care ascultă aceste conferințe în timp ce își fac alergare de dimineață prin Boulogne. Da, deci fiecare lucrează în subconștient, lucrează ideea, cuvântul. Așa se simt bine, deci amestec, uite, exact cum spuneai frumos, calocagatico, adică frumosul și binele, cum spuneau grecii. Împreună. Mens sana in corpore sano. Cele două trebuie să fie reunite, iar efortul nostru trebuie să fie permanent de a păstra o bună măsură. Deci, capitala culturală continuă. Ai făcut parte concret din colectivul care a avut propuneri, iarăși, de referință în procesul acesta al Capitalei Culturale Europene, Timișoara, și continui. Nu puteai să părăsești niște idei și niște proiecte pe care le-ai lansat. Așa este. Să le conturăm un pic. Așa este. Am lucrat ca mulți alți timișoreni atunci, în urmă cu 9, 8, 7 ani, la Bitbook, cum se numește, la caietul de sarcini al Capitalei Europene a Culturii. Chiar aș vrea să subliniem. S-a lucrat ani de zile un caiet de sarcini. Da, N-a fost nimic așa la întâmplare. Pentru că Sibiul a fost desemnată Capitala Europeană a Culturii. N-a trebuit să muncească nimic pentru asta. Noi am lucrat ani de zile pentru că concuram cu București, cu Cluj, cu Craiova, cu Iașu, care e supărat și azi. Da, cu Aradu, cu multe orașe care unii zic că ar fi meritat mai mult, altele nu. Noi am găsit o temă foarte bună și toți am contribuit la conturarea ei și paradoxal toată lumea ne acuză pe noi, pe bănățeni, că suntem prea făloși cu fruncea noastră declarată too often, cum zic englezii, prea des. Nu este așa. Care a fost ideea? Ideea a fost aceea smerenie, a redescoperirii spiritului Timișoarei, care a prins în urmă cu un secol și ceva luminile. Deci elementul absolut specific. Care a făcut revoluția din 89, deci un entuziasm al întregii cetăți. Spiritul Timișoarei a fost spiritul Timișoarei care s-a pierdut, s-a diluat și pe care trebuie să-l regăsim. Și regăsirea, iar tema Capitalei Culturale și aceasta a fost. În românește este Luminează orașul prin tine. Dar în varianta engleză la care am lucrat împreună cu o colegă, noi am făcut varianta finală, noi doi, am împărțit-o în două. Nu e așa de simplu să luminezi orașul că vrei tu, să aprinzi brichete sau telefonul mobil. Prima dată este shine up your light, aprindeți tu lumina ta. Interiorul. Fiecare cu valoarea lui, cu talentul lui, cu bucuria lui, cu forța lui, fiecare să aibă cel mai bun eveniment din viață în 2021 sau cum a fost în 2023 s-a întâmplat, că s-a amânat cu 2 ani. Fiecare contribuție este importantă, e o sinergie, o euritmie a tuturor celor implicați. Și a doua parte era, după ce ți-ai aprins lumina, light up your city. Luminează-ți orașul. Dar cu lumina fiecăruia. Nu din altă parte. Asta e ideea care a prins. Asta a prins. Și este motivul pentru care, da, de exemplu, Clujul, mi-aduc aminte, atunci a găsit un logo, eu ca latinist m-am amuzat un pic, era Servus Europa. Asta era logo-ul lor. Servus Europa era un salut. Păi dacă mergi la rădăcina cuvântului servus, nu prea-ți mai place. E ca la Molière. Nu prea-ți mai place să te supui. Înseamnă sluga. Mă supune Europa. Nu absolut. Prea. Iarăși, au fost foarte bune proiecte. Deci nu vreau să spun că a fost neapărat cel mai bun, deși ei a fost ales. Ei s-au gândit că e întâmpinare, dar servus nu este o întâmpinare. Nu. Este o supunere a priori. A priori. Așa este. Da. Și pentru noi, sincer, n-a fost o surpriză, pentru unii da, pentru noi care am lucrat știam de calitatea acestui produs și știam de implicarea Simonei Noimea, care a fost extraordinară în acei ani și a întregii echipe pe care a catalizat-o. Bineînțeles că în timp la noi toate se canibalizează, se uită, se ceartă, din păcate au fost și aici multe orgolii și multe, dar trecem peste ele. Dar ideea este că a rămas. Ideea este că a rămas, logo-ul a rămas acesta, n-a putut să-l schimbe nimeni și atunci de-aia au fost foarte multe festivaluri ale luminii, foarte multe embleme ale luminii în acest an, care făceau aluzie la această temă care era obligatorie. Foarte, foarte frumos. Da, a câștigat aici a câștigat, pornind de la o realitate, de fapt, spiritul oarecum unicat al Timișoarei. Și nu intrăm în detalii, că foarte multă lume știe, asta este subiect de volum întreg, dacă vrei. Au făcut, da, prin istorie Vasi Bogdan și Titus Suciu au făcut o carte minunată despre flacăra aceasta Timișoarei, despre memoria vie a tuturor realizărilor noastre. Foarte, da, dar și a moștenirii, Veronica, pentru că până la urmă, paradoxal, citind tot bitbook-ul, vreau să spun că cel mai frecvent cuvânt este moștenire. Da? Apare cel mai multe ori, pentru că Capitala Culturală Europei este un proiect făcut de Uniunea Europeană și de Consiliul Europei și de toate instituțiile care sunt acolo, și? Nu pentru acel an doar, ci pentru a crea o emulație în respectiv oraș care să asigure pe termen lung o moștenire culturală durabilă. Reactualizând și reinventând moștenirea. Absolut. Și ducând-o mai departe, tot ce a fost bun în 2023, să încercăm să păstrăm, cum ai zis de conferințele noastre, cum ai zis de, iată, ceremoniile de Nois Causa. Anul ăsta UVT face 80 de ani, așa că cu siguranță vom mai avea invitați importanți în arenă. Da. În mai-iunie am înțeles că vor fi ceremonii. Ideea este chiar strălucitoare. Ideea de rol pe care l-ai azi, acela de liant între ce a fost și ce va fi, tu construiești acum o verigă. Tu prezentul, cei care înglobează trecutul, dar prefigurează și un viitor prietenos. Spuneam că moștenirea asta înseamnă. Foarte, foarte bine gândit și foarte bine ieșit. Acum, înainte de festivaluri, înainte de prezentări de carte, pe care le ai desigur în palmares, de conferințe, mai e timp pentru conturarea unui volum? Da, lucrez la ceva foarte important. Eu am și tradus din latină, am o carte despre cetatea literară a Romei, un prim volum din istoria literaturii latine pe care la un moment dat vreau să o continui. Nu peste mulți ani. Cetatea literară a Romei, da, întemeietorii. E vorba de cei care au întemeiat literatura latină, secolele 4-2 înainte de Hristos. Și asta o restituire culturală. Da, excepțională, o istorie... De unde să mai știe azi oare cine și oricine? Da, nume ca Ennius sau Nevius sau Livius Andronicus. De unde începi? De la... De la epopeie. De la epopeie, da, secolul III dinainte de Hristos și apoi comedia, tragedia și toate celelalte. Asta e... Și urmează o traducere importantă la editura Patriarhiei, la Bazilica, Institutul Biblic, din Lactancio, o integrală a operei lui, împreună cu profesorul Petru Pistol de la Râmnicu Vâlcea, traducere din latină. Cam un filozof este? Un Lactancio, filozof, teolog de secol IV, contemporan cu Constantin cel Mare. Secolul IV, excepțional. La noi nu este foarte cunoscut, e foarte binevenită traducerea. Noi am lucrat. Deci traduci direct din varianta latină? Da, numai așa. Și apoi verificăm cu variantele din alte limbi. Din alte limbi. Este admirabil, nu am alt cuvânt decât foarte mare admirație. Colecția Părinți și Scriitori Bisericești. Felicitări din toată inima. Să traduci azi din latină persoane atât de importante care au construit ceva, care au... Cicero latin, așa-i numit, Cicero creștin. Cicero creștin, da. Mai greu și mai rar. Mulțumesc. Claudiu T. Arieșan, doar câteva mărturii făcute azi din cele multe probleme culturale care îl preocupă și reușește să le prezinte și să ne încânte, plus că volumele sale rămân în biblioteci și asta ne bucură foarte mult că e de-al nostru, e de aici, e cu noi și faptul că niciodată Claudiu nu te tratează cu emfază și superioritate, deși ar avea tot dreptul. Nu, cu un pic de umor, nu poate să facă așa ceva. Doar cu un pic de umor. Nu face așa ceva, pentru că este influențat de lecturile multe făcute de-a lungul timpului din înțelepți și filozofi. Mulțumim foarte mult pentru acest excurs care, să sperăm, a trezit dorința de a cunoaște moștenirea culturală, nu doar a zonei, ci a Europei, prin cărțile pe care le-ai citat, prin conferințele la care te-ai referit și prin cărțile pe care le-ai scris. Încheiem aici această convorbire instructivă. Sunt Veronica Balaj, vă mulțumesc pentru atenție. O nouă întâlnire duminica viitoare la aceeași oră. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.